Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Iată, niciun weekend liniștit în ultimul timp, avem parte doar de weekenduri violente. Weekendul acesta care a trecut a fost cu adevărat foarte încărcat de violență și de morți nevinovați. De data asta nu s-a mai întâmplat în România, s-a întâmplat la Paris. Știți probabil cu toții ce s-a întâmplat. Așa zisul atentat terorist, în care au murit peste 130 de persoane și peste 300 de răniți. De ce zic așa zisul atentat terorist? Pentru că am o problemă mare cu această denumire de atentat terorist. Când e atentat terorist și când nu e atentat terorist? Eu nu mai înțeleg. Deci dacă un bun creștin, dacă un mare dușman al musulmanilor, un om care urăște musulmanii, omoară 90 de tineri norvegieni și vorbesc despre cazul Breivik din Norvegia, ăla este un simplu dezaxat, un act tragic de o violență extremă, iar criminalul este condamnat la 10 ani de pușcărie, cu concediu, cu bufet suedez, cu televizor în cameră, cu toate cele. Dacă ucigașul este un foarte bun creștin american care intră într-o biserică baptistă și omoară câteva zeci de negri, este doar un act tragic, regretabil. Sigur că da, ucigașul, bunul creștin american, este judecat. Va primi 14 ani de pușcărie din care va executa jumate și va ieși pentru bună purtare. Dacă, în schimb, asasinul este un descreerat arab, este atentat terorist. Se adună toți președinții planetei. Este doliu galactic. Sunt înfierate structurile arabe de teroriști care distrug civilizația minunată europeană, care vai și amar de lumea noastră. Fraților, eu nu zic că e bine ce au făcut ăștia. Din contră, eu, părerea mea, știți prea bine că sunt un om mai radical. Eu cred că ăștia ar trebui puși la zid cu judecată sumară, așa repede, în 24 de ore, nu așa. Dar nu numai arabii. Și bunii creștini norvegieni, și bunul creștin american. Și atenție că în America nu-i săptămână să nu se trezească câte un bun creștin american care să intre cu mitraliera în câte o universitate sau școală și să măcelărească zeci de copii și profesori. Nu-i săptămână. Numai că alea nu mai sunt. Nu se mai întrunesc toți președinții planetei, nu se mai face doliu planetar. Sunt niște chestii despre care vorbește televiziunea sau televiziunile. O oră, două, hai o zi, după care gata, uită toată lumea și nu s-a întâmplat nimic. Câteva guri în minus, nu? Ei bine, când atentatul este produs de către niște islamiști, de niște dezaxați din ăștelalți, nu creștini, atunci este un circ mondial. Eu nu mai înțeleg. Când e terorism și când sunt doar acte violente de un tragism extraordinar? De ce când fac unii astfel de gesturi nu este nimic fantastic, galactic, dar când fac niște arabi, este act terorist? Dar de ce când niște dezaxați arabi omoară 130 de creștini, este terorism? Iar când niște dezaxați neoconi americani omoară peste 1 milion de irachieni și libieni și sirieni, este doar un mod de a instaura democrația în lumea arabă? De ce pentru peste 1 milion de copii, femei și bătrâni, civili arabi, căsăpiți de americanii neoconi ca să le fure petrolul, nu se mai pune problema terorismului? Iar pentru 130 de francezi, e sfârșitul lumii. Ce să înțelegem? Că valorează mult mai mult sângele francezilor decât al musulmanilor din Irak, Libia, Siria, Afganistan? Eu numai încerc să privesc obiectiv tot ceea ce se întâmplă. Eu nu sunt nici prietenul islamiștilor, a musulmanilor, nu sunt nici
părtinitor, subiectiv de partea aialaltă. Eu sunt un om foarte obiectiv și mai ales drept. Și văd lucrurile așa cum sunt. Și stau și vă întreb eu, atunci când americanii bombardau Iugoslavia și în ziua de Paște scriau pe bombă Happy Easter, adică Paște fericit, și o aruncau pe spital de copii din Belgrad și bombardau podurile peste Dunăre la Belgrad, de ce ălea erau de râs? Se distrau televiziunile. Ia uite ce le-a făcut la iugoslavi în ziua de Paște. Atunci era distracție, nu era act terorist. În schimb, acum, sfârșitul lumii. Act terorist, aia, sunt imediate căsăpiți, mitraliați, vinovații, puși la zid. Dar vreau să vă întreb altceva. Acum nici o lună, americanoizii au bombardat un spital în Afganistan în care au murit câteva zeci de pacienți și medici francezi. N-a mai fost niciun act terorist. Ăla nu e act terorist. E o greșeală umană. Se mai întâmplă. Nu? Au omorât câteva sute de mii de libieni ca să le fure petrolul. Libieni, câteva sute de mii de libieni. Bă, dar 130 de francezi e altă treabă. Adică nu valorează oamenii la fel de mult. Iar actele acestea de o violență extremă ale unor dezaxați mentali sunt tratate într-un fel dacă sunt executate de către americanoizi și în cu totul altfel dacă sunt executate de către islamiști. E, vedeți, chestia asta eu nu înțeleg. Eu înțeleg că și eu sunt creștin. O să vină unii alții și o să-mi spună, bă, dar tu trebuie să ții cu creștinii, dar tu trebuie să fii de partea noastră, doar nu ești de partea musulmanilor. Nu, nu sunt de partea nimănui. Eu sunt un om drept și corect și obiectiv. Și nu înțeleg de ce trebuie să se întâmple astfel de lucruri. Dar dacă e să mergem la originea răului, să căutăm motivul pentru care acești turbați islamiști au omorât sute de oameni nevinovați. N-ar trebui să ne ducem și să vedem oare de ce? De ce nimeni la nicio televiziune nu se întreabă, bă, de ce au făcut acești nebuni această faptă? Păi, eu vreau doar un singur lucru să vă pun în vedere. Imaginați-vă, dragi prieteni ai meritocrației, că acești conducători trădători de țară care au condus România în ultimii 25 de ani n-ar fi ridicat fustița și nu le-ar fi făcut cadou păpușarilor tot petrolul și gazul românesc. Ce s-ar fi întâmplat în România? Păi s-ar fi întâmplat o revoluție portocalie ca în Siria, ca în Libia, ca în Ucraina, ca peste tot unde popoarele n-au vrut să ridice fustița. Și dintr-o asemenea revoluție portocalie, sigur că da, ar fi ieșit cu câteva sute de mii de morți și în România și până la urmă s-ar fi instaurat un guvern democratic de data asta, atenție, pro-american, care ar fi înțeles cât de imperios necesar este să le faci cadou tot petrolul și gazul din Marea Neagră familiei Rothschild și Rockefeller. Înțelegeți? Ei bine, noi români atunci ce ar fi trebuit să facem? Imaginați-vă că vouă, românilor, v-ar fi murit soție, copii, părinți. Din cauza că de Paște americanoizii se distrau aruncând bombe cu Happy Easter pe ele. Și cădea câte o bombă pe casa părinților sau a bunicilor. Sau poate murea copilul și soția în timp ce tu erai la servici. Ei bine, tu, românule, dacă atunci de disperare și de durere ai fi luat o mitralieră, te-ai fi dus la Paris și ai fi căsăpit 200 de francezi să te răzbuni, ceea ce ai fi făcut tu s-ar fi numit terorist și ar fi fost condamnat de întreaga planetă. Iar ceea ce fac ei, că omoară cu sutele de mii de civili nevinovați, numai ca să fure, numai ca să jefuiască acele țări, aia e o chestie, e democrație occidentală, e ajutor umanitar, înțelegeți? E binefacere. Dragii mei, ce au făcut acești nebuni la Paris nu este decât o consecință firească a ceea ce le este dat arabilor să trăiască de 10-15 ani. De 15 ani, tot Orientul Mijlociu, toată lumea arabă, e trecută prin foc și sabie. De 15 ani,
sunt jefuite aceste țări de toate bogățiile lor. În 15 ani au murit peste 1 milion de arabi pentru un singur motiv. Pentru dorința de jaf a neoconilor, a păpușarilor. Iar oamenii ăștia, ceea ce fac acum, că se aruncă în aer punându-și centuri de dinamită, nu sunt decât gesturi extreme care au ajuns, la care au ajuns din disperare. Acești oameni au ajuns să se răzbune în felul ăsta pentru că nu au cum altfel să-și exprime supărarea, răzbunarea, ura împotriva celor ce le-au distrus țările, ce le-au răpit viitorul, ce le-au omorât familiile. Eu nu le iau apărarea. Vreau doar să vă spun că nimic nu se întâmplă întâmplător în lumea asta. Că există justificare pentru aceste acte. Eu nu vorbesc decât cu logică aici. Eu nu pot să fiu părtinitor. Eu nu pot să vin ca Băsescu și să zic trebuie să-i mergem și să radem tot islamul, să-i NATO să se ducă peste ei, să-i bombardeze, să-i omoare pe toți. Eu nu sunt nebun la cap, dragii mei. Eu spun doar atât. Luați laba de pe petrolul și de pe gazele arabilor, nu mai creați revoluții portocalipă peste tot ca să vă subordonați conducerile acestor state. Nu vă mai amestecați în treburile interne, nici ale Ucrainei, nici ale Siriei, nici ale Libiei, nici ale Irakului, nici ale Afganistanului. Lăsați-i în pace să trăiască așa cum știu ei după datina lor. Lăsați-i în pace și nu o să mai aveți parte de terorism. Nici în America, nici în Franța, nici în Europa, nicăieri. N-a existat niciun fel de terorism. Nicăieri în lumea asta, arab, nu a existat până când americanoizii nu s-au dus și au făcut ceea ce au făcut în Orientul Mijlociu. Toate aceste acte de terorism sunt consecința unor fapte pe care tot noi, bunii creștini, le-am provocat. Atunci când s-au dus la Charlie Hebdo și au omorât vreo 10 ziariști, s-au dus pentru că își băteau joc de sufletul și de cultura lor. De ce nu i-au lăsat în pace? Ce treabă aveau ea de la Charlie Hebdo cu Mohamed? De ce nu se legau de Iisus Hristos sau de Buddha? Dar de ce trebuie să te legi de ceva? Păi dacă semeni vânt, sigur că culegi furtună, dacă o ceri. De-aia lasă-i în pace. Să nu te mai intereseze nici de Mohamed al lor, să nu te mai intereseze nici să le furi petrolul și gazul, să nu te mai intereseze să le impui tu democrația americană. Lasă-i în pace să trăiască cum vor ei și lasă-le în pace să se bucure ei de bogățiile țărilor. Să vedem, mai este terorism? Nu mai este. După aia ne plângem de terorism. Mai mult, nu numai că le-au făcut tot ce le-au făcut, dar au mai și construit, au creat de la zero o organizație teroristă cum e ISIS, care este deja de notorietate mondială, nu mai e niciun secret, este creația lui John McCain și al CIA-ului. Deci tu le prăduiești țările, le omori copiii, le omori familiile, mai creezi și organizații teroriste și înveți să se organizeze sub formă de organizație teroristă și după aia te plângi că sunt atentate teroriste. Cât de ipocriți poate să fie? Păi ISIS, cei ce au creat acest atentat de la Paris, sunt creația lui John McCain, a CIA, a neoconilor americani. Păi nu le e rușine, mă, fraților, să se plângă de teroriști că au creat un atentat la Paris când acești teroriști sunt creația lor? Sunt susținuți de ei cu bani, cu tehnică militară, cu tot ce trebuie. Nu le e rușine. Deci tu îi creezi și după aia tot tu te plângi că fac atentate teroriste. Sigur că da. Vor veni și vor spune, păi stai bă că noi am creat să creeze atentate teroriste în Siria, mă, nu în Franța. Bă, frate, așa este în tenis. Nu e întotdeauna pentru cine se pregătește, câteodată e și pentru cine se nimerește. Și asta este. Ai semăna vânt, culegi furtună. Da, ipocriții ăștia, nenorociștii ăștia de păpușari, ar vrea numai bine să le fie. Numai să jefuiască, să omoare, să facă de toate și să nu tragă
niciun fel de ponoase. Nu, că e incorrect, e nedrept să tragă ponoase. Adică cum? Cum adică? Adică noi suntem stăpânii lumii. Noi trebuie doar să avem de câștigat din toate. Noi nu avem voie să avem de plătit pentru păcatele noastre. Nu. Pentru că ce suntem noi? Noi suntem așa niște oricine? Noi avem toate drepturile pe această planetă. Ni se cuvine tot, e planeta noastră. Asta e în mintea păpușarilor. Li se cuvine totul, pentru că e al lor totul. Dumnezeu a creat planeta asta cu toate bogățiile ei pentru ei. Ei nu fac acum decât să și le ia, să facă dreptate. Așa e în mintea lor. E bine că se mai întâmplă și câte un atentat din ăsta. Îmi pare rău pentru oamenii aia morți, dar poate lumea reușește să se trezească după astfel de eveniment. Bat câmpii și eu. Nu o să se trezească niciodată. Am văzut discursurile de la televiziune de după atentat. Am aflat că, dragii mei, au fost 8 atentatori, 8 persoane care au participat la acest atentat, din care 7, atenție, din 8, 7 sunt cetățeni francezi, născuți în Franța. Atenție, nu arabi veniți emigrați acum 5 ani sau acum 10 ani. Sunt francezi de naționalitate franceză, cetățenie franceză, născuți în Franța, de religie musulmană. Al 8-lea este sirian refugiat venit acum câteva luni din Siria. Hai să o luăm acum un pic, să o disecăm. Băi, fraților, nu le place că sunt musulmani în Franța. Am văzut că deja sunt voci foarte aprige. Este acest Manuel Valls, ministru poliției de interne din Franța. Este această Marie Le Pen, șefa partidului cel mai puternic la ora actuală din Franța, care cer măsuri grave. Măsuri, numai nu zice că, bă, să-i punem la zi pe toți musulmanii, să-i împușcăm și gata. Dar Marie Le Pen zice, bă, frate, trebuie trimiși acasă musulmanii. Trebuie trimiși înapoi, de unde au venit. Păi nu prea merge treaba asta. Pentru că musulmanii ăștia care sunt acum în Franța foarte mulți, așa zis și maghrebieni, din Maroc, Tunisia, Algeria, nu au ajuns în Franța de bună voie. În primul rând că cei ce sunt acum în Franța sunt născuți în Franța, majoritatea, 90%. Dar părinții lor au ajuns în Franța sub formă de sclavi, dragii mei. Pentru că Franța a fost un mare imperiu care a transformat nordul Africii în colonii, au adus o grămadă de africani, de nord-africani, de maghrebieni în Franța sub formă de sclavi, i-au pus la muncă ca sclavi, au jefuit țările de unde au luat coloniile, Maroc, Algeria, Tunisia, și au tras numai foloase de pe urma acestor țări și de pe urma acestor popoare, pe care i-au asuprit în mod sălbatic. Exact cum au făcut americanii cu negrii din Africa, pe care i-au dus în America, i-au folosit ca sclav pe plantații și acum nu le mai convine. Acum nici negrii din America nu mai sunt buni, nici maghrebienii din Franța nu mai sunt buni, sunt nedoriți. Acum, după ce au ridicat și Franța și Statele Unite cu mână ieftină de lucru a africanilor, acum trebuie pașli. Nu mai sunteți bumbă. Mirosiți urât, sunteți urâți, sunteți negri, hai, valea! Păi da, dragii mei, dar nu merge treaba asta. Trebuie să înțelegi că așa e în viață. Sunt avantaje și dezavantaje. Ca în orice. Păi dacă i-ai adus, acum te plângi că de ce sunt? De ce e plină Franța de maghrebieni, de arabi, de musulmani? Păi de aia este plină. Că i-ați adus voi, francezii, ca să-i umiliți, ca să-i sclavagiți, să-i băgați în sclavie, ca să le jefuiți țările. Cum să-i duci acum înapoi în nordul Africii când ei sunt cetățeni francezi născuți în Franța? Nu mai merge. Dar nu le place. Că e plină țara de musulmani. Adevărul e că nici mie nu-mi place când merg acolo.
Când mergi în Franța, la Marsilia, de exemplu, sau pe toată coasta aia de sud a Franței, bă, fraților, prinde magrebieni din ăștia, bă, și ți se aprind toate beculețele numai când îi vezi, simți pericolul. Este evident că sunt puși doar pe furat și doar pe hoțomăniși, pe șmecherii. Efectiv, când ești în apropierea unuia din ăsta, simți că ești în pericol. Păi da, dar cum au ajuns ăștia? Cum să-i duci acum înapoi? Da, exact ceea ce se întâmplă și în Statele Unite cu negrii, care nici ei nu sunt doriți deloc. Toată planeta e în fierbere, dragii mei. Una peste alta a mai venit acum și această invazie musulmană din Siria. Iată, unul din cei 8 este terorist importat de Frau Merkel. Chemat, invitat de Frau Merkel. Numai asta le mai lipsea europenilor, dragii mei. Nu ajungeau musulmanii care sunt deja în Europa și care au transformat o sumedenie de orașe din Europa în fiefuri musulmane, nu ajungea. Frau Merkel a invitat să mai vină câteva milioane din Siria. Ea, după ce i-a invitat să vină, că chipurile ar avea nevoie Germania de ei, de mână de lucru ieftină, tot în ideea asta, tot Frau Merkel zice stop, numai acum trebuie să împărțim musulmanii pe cote în toată Europa. Păi cum vine asta? Păi cum vine, Frau Merkel? Deci tu inviți pe musulman să vină în Europa ca să-i dai altora? Păi dacă i-ai invitat, ține-i în Germania. Nu da cote obligatorii rămânilor, polonezilor și altora care nu-i doresc. Cum adică invizi tu musulmanii în numele României? Cât de nesimțită trebuie să fii. Dar nu-i nesimțită. Ea face ceea ce face, dragii mei. O face din spirit de conducător al Europei. Frau Merkel, atunci când a invitat musulmanii să vină în Europa și îi trimite în România, în Bulgaria, în Polonia, în Cehia și așa mai departe, o face pentru că ea se simte stăpâna acestor meleaguri. Ea nici nu înțelege. Stai-mă un pic, dar ce am făcut rău? Asta e în mintea ei. Așa am decis eu că trebuie să facă România, Polonia și celelalte state. Sigur că noi gândim bine, mă, dacă tu i-ai invitat, țineți-i. De-aia zice, stai mă, că eu i-am invitat în numele la toți, la toată Europa. Sigur că eu nu înțeleg. Cum îți permiți așa ceva, să inviți în numele României? Cum îți permiți să-i chemi și după aia să dai României cotă? Păi toată ea zice, păi nu eu conduc România. Klaus Iohannis nu e al meu? Cioloș nu e al meu? Păi nu e. Păi ba e, mă, ia întrebați-i. Sunt de acord cu cotele sau nu? Și o să vedeți că sunt de acord, adică e de acord cu doamna Merkel. Păi sunt slujbași, sunt lefegii, cu minți. A zis Frau Merkel că trebuie să ia cote, trebuie să ia. Numai că iată, chestia asta cu cotele nu funcționează și în cazul Poloniei, care inițial a cedat șantajului și amenințărilor Uniunii Europene, după care, iată, acum, după atentatul de la Paris, polonezii au anunțat că nu mai sunt de acord să ia cote de imigranți musulmani. Asta sigur că se întâmplă în Polonia, dar nu o să se întâmple niciodată în România. Klaus niciodată nu o să spună, stai Frau Merkel, că eu trec peste tine, nu fac ce-mi ordon tu. Asta nu o să se întâmple și cu atât mai puțin cu comisarul european Cioloș, care e omul lor. El e român, dar numai în acte. El cu sufletul, cu mintea, cu toate celelalte, el este slujbașul lor. Să nu credeți vreodată că pentru Cioloș va fi mai important interesul României decât interesele păpușarilor. Acum a făcut și un guvern de râsul lumii. Dragii mei, nu vreau să intru în subiect, o să-l tratez mâine. Astăzi mă ocup de situația internațională. Dar mâine o să luăm la disecat nou guvern al României. Băi, oameni buni, păi îmi pare rău după guvernul Ponta. Pe cuvânt, dacă mai pune astăzi să aleg între guvernul Ponta și guvernul Cioloș, a zice, bă, rău cu rău, dar mai rău fără, tot pe Ponta l-aș alege, mai bine. Vă spuneam în ultima emisiune că am scăpat de dracu și am dat de măsa. Exact așa este. O să vedem mâine în analiza guvernului, noului guvern al României, să vedeți ce panorame, ce catastrofe
formează nou guvern al României. Dar ne întoarcem la Polonia, care, iată, a dat cu flitul Frau Merkel și a zis, na, cu noi nu te joci. Gata, hai. Nu mai primim niciun fel de musulman în țară, dar asta nu e totul. Polonia fierbe. Pentru că, iată, miercurea trecută, 10.000 de oameni au ieșit pe străzile din Varșovia pentru o manifestare organizată de extrema dreaptă, au mărșăluit sub sloganul Polonia pentru polonezi. Un fel de să ne luăm România înapoi și au dat foc steagului Uniunii Europene. Nu o să vedeți curajul ăsta niciodată la un român. Niciodată nu o să vedeți așa ceva la noi. Poliția a spus că au fost în jur de 25.000 de oameni, însă organizatorii au spus că numărul participanților a depășit 50.000 de oameni. Aha. O mare de steaguri roșu-albe s-au revărsat pe străzile capitalei poloneze, iar unii protestatari au incendiat un steag al Uniunii Europene, alții au afișat bannere cu sloganul EU Macht frei, asta parafrazând sloganul Arbeit Macht frei, care era scris la intrările în lagările de concentrare naziste. La Auschwitz așa scria când intrai pe poartă. Arbeit macht frei, adică munca te eliberează. Ei bine, fac mișto acum ăștia de naziști și de nemți și zic EU macht frei, adică Uniunea Europeană te face liber. De asemenea, au fost strigate sloganuri gen ieri a fost Moscova, azi Bruxelles ne ia libertatea. Au schimbat niște stăpâni cu alții. Ăsta este adevărul, dragilor. Asta am pățit toți cei din Estul Europei, nu numai polonezii. Am schimbat niște stăpâni buni, buni, atenție! Îmi asum riscul de a face această afirmație. Niște stăpâni buni cu unii răi. Oriunde te duci, în Europa de Est, în Polonia, în Cehia, în Bulgaria, în Ungaria, peste tot, sondajele de opinie spun, în proporție covârșitoare, că era mai bine înainte de 90 în aceste țări, că se trăia mult mai bine, că exista o siguranță a vieții mult mai mare, că exista o viață mult mai liniștită, că exista un nivel de trai mai ridicat pentru clasa de mijloc, pentru cei mai mulți dintre locuitorii acestor țări. Pe vremea rușilor. Astăzi, pe vremea Uniunii Europene, când toți am trecut la EU, ne merge mai prost la toți decât ne mergea pe vremurile alealte. Se pare că am luat o barbă. Se pare că am luat țeapă. Nu numai polonezii, ci și noi, și bulgarii, și ungurii, și cehii. Am luat toți o țeapă fantastică. Înainte, atenție, nu aveam trupe rusești în România, când eram în pactul de la Varșovia. Acum suntem în tratatul NATO și avem trupe americane în România. Și, dragii mei, nu numai că avem trupe americane, dar suntem într-un pericol extraordinar de mare. De ce? Pentru că, iată, Rusia a anunțat că va consolida capacitățile nucleare strategice ca reacție la sistemele antirachetă instalate de Statele Unite în Europa de Est, avertizează președintele Putin, precizând că armata rusă a dezvoltat armament care poate distruge orice instalație antibalistică. Adică scutul de la Deveselu e făcut degeaba. E făcut cu un singur scop, să transforme România în țintă nucleară a rușilor. Ceea ce n-a fost și nici n-ar fi avut motive să devină vreodată România. Țintă balistică nucleară. Două televiziuni din Rusia au difuzat imagini cu un sistem de torpile nucleare, fără să știe că astfel au dezvăluit informații secrete despre o armă aflată în stadiu experimental și care încă nu a intrat în dotarea armatei, a confirmat Moscova. Conform documentului, ce a putut fi astfel vizualizat prin mărirea imaginii, torpilele care urmau să fie amplasate pe submarine pot contamina zone foarte întinse care devin inutilizabile pentru orice activitate umană, militară, agricolă sau economică pe o perioadă îndelungată. Rusia a anunțat de asemenea că va dezvolta în cel mai scurt timp, ca replică la scutul antirachetă american, din Polonia și România, un scut antirachetă în Siria și la frontiera de est a Rusiei. Dragii mei, ce înseamnă asta? Imaginați-vă că într-o bună zi poate să înceapă un război între Rusia și
Statele Unite. Americanii vor trimite rachete asupra Rusiei și când rușii vor încerca să trimită și ei rachete spre Occident, ce se va întâmpla? Scutul antirachetă de la De Veselu va opri acele rachete să meargă mai departe. Practic le va exploda în aer cum ar veni. E bine, dragii mei, veți spune ce e rău în asta, primul. Păi rău, în primul rând, rău este că rupe echilibrul strategic așa ceva. De ce? Până acum, rușilor le era frică de americani, americanilor le era frică de ruși. Și din cauza asta era pace. Pentru că fiecare știa, bă, dacă eu trimit rachetă, trimit și ăilalți. Ăia n-au ce face. Le cade racheta nucleară în cap, dar și nouă ne cade. Și atunci era pace. De ce? Că le era frică unora de ceilalți. Ei bine, în clipa în care știi că ăla poate să-ți trimită rachetă în cap și tu nu mai poți să-i trimiți lui, reîncepe cursa în armărilor. Ceea ce s-a întâmplat. Și iată, rușii aflăm că dezvoltă și ei sistem antirachetă, dar mai mult. Dezvoltă niște rachete nucleare care, atenție, în clipa în care sunt lovite de scutul antirachetă de la De Veselu, ce se întâmplă? Pulverizează pe zone foarte întinse material radioactiv și practic întreaga Românie va deveni un câmp radioactiv de nelocuit. Așa că, dragii mei, vă rog să vă gândiți foarte atent, foarte profund la ceea ce înseamnă scutul de la De Veselu. Înseamnă că scutul acesta va proteja Statele Unite să nu treacă rachete înspre ei, rachete care se vor opri deasupra României, dar se vor opri la modul că România va deveni un deșert nuclear. Ghinion, nu? Ce să faci? Așa este, așa e viața de aliat NATO. Ce să faci? Ghinion! Nu știu dacă ați înțeles cât de grav este ceea ce se întâmplă. Nu știu dacă înțeleg, sunt convins că 99% dintre români nici nu își dau seama cât de grav este că avem acest scut aici. Acest scut antirachetă din România nu numai că ne transformă în țintă nucleară, dar este destinat a apăra alte țări de rachetele nucleare, transformând România într-un deșert nuclear de nelocuit. Iar noi ne bucurăm că a venit NATO și că avem scut. Iar noi vedem la televizor toată ziua slujitorii lefegii CIA și alu Söres pe FOTA și pe ăilalți, pe Cimponeriu, cu dracu știe cum îi mai cheamă când vine să vărs, nici nu vreau să le țin minte numele, cumpănașul. Îi vedem ridicând în slăvi NATO și scutul american și scutul antirachetă și ce fericiți trebuie să fim noi că sunt în NATO. O să vedeți cât o să ne coste chestia asta. Dacă România ar fi fost țară neutră, nici cu Rusia, nici cu America, cum e Austria, bă, fraților, n-am fi avut nicio problemă. România e o țară mică, România e o țară neinteresantă pentru Rusia, noi n-am fi avut nicio problemă niciodată cu Rusia, nici n-am avut. Noi am fost, atenție, țară care a pierdut războiul cu Rusia. Și rușii n-au staționat aici trupe și n-au avut. Au vrut doar despăgubiri de război. Acum singuri ne-am băgat mortul în casă. Și o să avem de tras. Și credeți-mă, la ce agitație este astăzi, la cum dă în clocot lumea astăzi, suntem la un fir de păr de al treilea război mondial. Este o chestiune, cum să vă spun, de loto. Nu trebuie decât, știi, ca la ruleta rusească. Este o chestiune de întâmplare, de scânteie, declanșarea celui de al treilea război mondial. În orice zi, la orice oră se poate întâmpla un accident. Din greșeală, un avion rusesc să doboare un avion american în Siria. Și a început al treilea război mondial. Dintr-o greșeală, dintr-o eroare. O rachetă scăpată de sub control și să, în loc să o trimită deasupra ISIS, să se ducă la Tel Aviv. Și a început al treilea război mondial, dragii mei. Mai ales că acum, tot săptămâna trecută, Congresul American a decis
să dea drumul în armării Ucrainei cu armele tale. Practic, începând de acum, Ucraina, sub formă mascată, sigur că da, se va transforma într-un câmp de bătălie între Statele Unite și Rusia. De ce trebuie ca Senatul American să aprobe înarmarea Ucrainei în condițiile în care conflictul din Donbas a înghețat și nu se mai duc bătălii acolo? Pentru că trebuie să pună paie pe foc, că lor nu le place chestia asta. Pentru că neoconii suferă când văd că e pace undeva sau că se stinge un conflict. Pentru ei e o mare suferință, pentru că ei dețin marile fabrici de armament. Și dacă ăștia nu se mai bat, ei nu mai vând armament. Scade profitul business-ului lor. Ei au tot interesul să fie război în Donbas. Ei au tot interesul să trimită arme acolo. Că din asta își trag ei existența. Bunăstarea, averile, incomensurabile. Este o adevărată industrie de război pe care o alimentează neoconii prin conflicte deschise în permanență. Orice conflict le cade bine. Oriunde sunt morți, unde e război, unde e nevoie de arme, înseamnă pentru ei profit, înseamnă beneficii, înseamnă bunăstare. Și ăștia conduc lumea, dragii mei. Ei au pe mână tot. Nu doar fabricile de armament. Armatele, NATO e al lor, băncile, guvernele, serviciile secrete, justiția, totul este al lor. Televiziunile, mass media, totul este al lor. Iar noi suntem cobai. Și ce este mai grav și mai grav este faptul că nu reușim să ne unim. Uitați-vă la polonezi, cum se unesc și ies 50.000 de oameni în stradă. Noi românii niciodată n-am fost capabili de așa ceva. Noi suntem un popor atât de dezbinat și vom plăti pentru asta. Vom plăti prin dispariția noastră ca popor, ca țară. Din păcate, nu știu ce se mai poate face. Toate chemările mele la unitate națională, la a crea, a face ceva, a salva această țară, în ultimul ceas, în ceasul al 12-lea, se lovesc de un zid extraordinar, de indolență, de indiferență, ba mai mult. Sunt foarte mulți trădători printre noi. Mai sunt și imbecili care chiar cred că e bine că suntem în NATO, e bine că avem scut, e bine că suntem la mâna Uniunii Europene, că suntem ajuns sclavii lor, e foarte bine. E uite, polonezii nu mai consideră că e bine. Polonezii consideră că au schimbat dictatura Rusiei cu dictatura UE, a lui Merkel. Noi românii ne bucurăm. L-am pus pe Cioloș, prim-ministru, primul ministru al UE. Am devenit prima țară din Europa cu adevărat integrată în noua ordine mondială. E bine, dragii mei, cam asta ar fi pentru astăzi. Nu vreau să vă mai plictisesc, nu vreau să lungesc emisiunea. Promit să revin, dacă se vor realiza cele 3500 de vizionări, mâine, cu un subiect foarte interesant legat de primul guvern al noii ordini mondiale din România. În finalul emisiunii vă spun, ca de obicei, cu Dumnezeu înainte. La revedere!